Vrând să recupereze cele câteva luni de inactivitate impuse de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, conducerea Casei de Cultură organizează în ultima vreme o densitate de acțiuni culturale cu nume sonore care revin la Roman pentru a concerta sau juca teatru, în ciuda condițiilor absolut improprii pe o scenă neîncălzită, în fața cortinei și în fața unei săli unde spectatorii stau îmbrăcați. Sâmbătă 26 martie, în aceea sală glacială, aproape 200 de melomani romașcani au venit la Casa de Cultură să-l asculte pe Horia Mihail, interpretând muzica clasică la unul din pianele puse la dispoziția iubitorilor de muzică clasică în cadrul generosului proiect cultural Pianul Călător, aflat deja la a șasea ediție. Bună seara, bine ați venit la deschiderea oficială din de vedere al recitalului lor a celei de-a șasea ediție a turneului Pianul Călător. Pianul Călător care iată a rămas pentru încă un an la orașul noastră, Roma. Înainte de a începe, vreau să vă spun ceva cuvinte despre ce voi face această seară. Este al patrulea, întâi șase, în care am ales să dedic primăvara unui singur compozitor. În primul an a fost Franz Liszt. Pentru mine era o piatră de încercare, deoarece lăsasem oarecum de o parte cariera solistică, îndreptându-mă către muzică de cameră. Apoi a urmat Mozart, un compozitor pe care îl iubesc, Beethoven, un compozitor pe care la rândul lui îl iubesc foarte mult. Pianistul Horia Mihail a mărturisit de ce anul acesta s-a apropiat, după 37 de ani de carieră, de opera lui Chopin. Iată, în acest an, Frédéric Chopin. Să fiu sincer cu dumneavoastră, de-a lungul celor 37 de ani de carieră, n-am cântat foarte mult Chopin. De ce? Motiv foarte simplu. A fost învățat sau mi s-a spus de fruncie, cum ar fi, de toți profesorii pe care am avut, că Chopin necesită o anumită tehnică. Era fost un cadavăr de un fantastic. Și compozitor absolut remarcabil, a revoluționat în după tehnica pianistică. Eu, spuneam mai devreme, m-am speriat de acest concept de tehnică chopiniană, dușeu chopiniană, pe modul în care se ating clapele. Și atunci am lăsat cu oarecum deoparte. Concertul de la Roman a început cu un set de mazurci, dansuri poloneze, care l-au inspirat pe marele compozitor Chopin. Timp de o oră și 40 de minute, virtuosul interpret a încălzit inimile melomanilor romașcani prezenți la concert cu muzică de bună calitate. Thank you.
Turneul de anul acesta al pianului Călător se desfășoară după următorul calendar artistic, care a pornit în 24 martie de la Chișinău, în 26 martie a poposit la Roman, primul oraș din România. Maratonul pianistic se va încheia în data de 12 mai la Oradea. Concertul de la Roman a fost sponsorizat și anul acesta de brandul Sense, soții Sorin și Cristina Chiriac, fiind prieten cu pianistul.